Hackathon-ul mi se pare o idee foarte bună, mai ales pentru oameni tineri, fiindcă apucă să facă ceva. Chestie care chiar nu prea se întâmplă la facultate, nu prea ai parte până chiar intri în locul de muncă. Ce e important pentru noi astăzi, în urma celor doar 12 ore, este ca până la finalul zilei să avem un prototip. Nu știam la ce să mă aștept când am venit, știam cu ce se ocupă UiPath. Ne simțim bine. Și acum sperăm să ne și iasă ceva bine în final. Atmosfera e super, mentorii sunt foarte friendly și mai mereu avem pe cineva să ne ajute, ceea ce e foarte bine, pentru că tehnologiile sunt puțin noi. Noi am început cu o idee de a cumpăra bilete de avion. Parțăm conținutul și în funcție de locație și perioadă găsim oferta cea mai bună. Ce facem acum e să automatizăm un proces de rezervare de bilete online pentru cinema. Ne-am gândit să facem un asistent personal ca să vă începeți diminețile mai bine cu doamna Coca. Doamna Coca vă va informa în fiecare dimineață care va fi temperatura media zilei, dacă va ploua sau nu, cât veți face până la muncă și vă va delecta cu playlistul vostru preferat de pe YouTube. Am avut o sală plină cu oameni super inteligenți, puși pe treabă, gata să colaboreze. Ne bucurăm foarte mult că cei de la UiPath au crezut în aplicația noastră la fel de mult cum credem și noi în ea și ne-au oferit locul întâi. Mulțumim mult!